Hatice și Mihai au vorbit cu viitoarele soacre pentru a le adresa câteva întrebări și a cere binecuvântarea înainte de marele pas. L-ați mai văzut pe Mihai în relații antecedente? Da. Cum era el în acele relații? În alte relații era foarte... Nu era deloc vesel, era mai mult trist, nervos. Deci este total schimbat. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri. Da, da. Ați mai văzut-o sau simțit-o pe ea atât de de fericită sau îndrăgostită? Nu. Niciodată. Este pentru prima oară? Da, s-a schimbat foarte mult, Hatice. În bine. Îl vedeți fericit alături de mine? Așa se pare. Este foarte fericit, chiar îl văd râzând, glumind, nici nu vine a crede că este el. Eu vă pun anumite întrebări, deja știu răspunsul, dar voiam să-l aflu și de la dumneavoastră. Corect. Un lucru pe care ar trebui să nu-l fac. Un lucru, îți spun, sunt două. Vă rog. Unul, să nu minți, și al doilea, să nu o trădezi niciodată, că ea astea nu le iartă. Niciodată nu o să fac lucrurile astea. Pentru o minciună banală, o să vă, distrugeți fericirea și ar fi păcat. Este un bărbat familist? Da, este familist. Eu sper să te arate partea asta a lui. Adică atunci când cineva îl atrage, când cineva are grijă de el, este foarte familist. Deci își dorește orice să fie, să facă orice ca să fie alături de persoana iubită. Sunt bun pentru ea? Adică sunt genul ei de bărbat? Da, mami, vă potriviți, v-ați completat unul pe celălalt, deci sunteți 50-50, ceva pe inimioară, cum să vă zic, că sunteți gemeni în așa ceva, amândoi, adică vă potriviți în orice. Ce știți dumneavoastră că nu-i place la o femeie? La o femeie nu-i place ca bărbatul să se poarte urât cu ea, să vorbească urât, să nu o iubească. În cele 6 luni de stat în casă, v-am arătat că îmi doresc o familie cu ea? Da, și mi-ai și demonstrat. Deci când mi-ai respectat fata, când ai spus că nu să faci așa ceva, nu aia. Deci ați demonstrat și tu și ea. Adică a fost unul pentru altul acolo, și la bine și la rău. Asta mi-a plăcut cel mai mult, că trebuie să comunicați când vă certați. Corect. Să vă comunicați ca să puteți să vă înțelegeți unde ați greșit. Din ce știți dumneavoastră, obișnuiește să consume alcool în afară? Nu. Excesiv, adică... Nu. Foarte rar, așa, la o petrecere, dar nu, în exces. Îmi puteți oferi câteva sfaturi pentru viitoarea noastră relație sau căsnicie? Ce zic, să vă urez un drum bun în viață, să fiți binecuvântați de mine și de bunul Dumnezeu, să vă ajute cum v-a ajutat în emisiune, și mi-a plăcut și momentele voastre care le-ați petrecut împreună, și o să fie niște momente de neuitat. Are vreun viciu de care știți? Îi place sportul. Ok. Și nu știu, îi place să conducă mașină. De când ea este cu mine într-o relație, este schimbată? Dar știu că mi-ați răspuns, dar aș vrea să mai spuneți asta încă o dată. Foarte mult, fiindcă ea își dorește o familie, mami. Ea își dorește copii, ea vrea să aibă casa ei, ea vrea, deci voi, dacă, când o să ieșiți, o să... Voi trebuie, nimeni să nu se bagi în căsnicia voastră, nici mama ta, tatăl tău, nici eu. Voi trebuie să vă înțelegeți. Că dacă o să crești, normal că nu vă las. Vă trag de urechi. Și pe tine și pe ea. Simțiți că s-a schimbat? Da, s-a schimbat. Chiar mă bucur când mă văd împreună, când încearcă să fie alături de tine, să te ajute în bucătărie sau eu știu, alte chestii. Că, pe urmă, îmi place că încearcă să vorbească cu tine ca să
în caz că rămâneți împreună, să vă ajutați, să fiți împreună, să vă faceți un viitor. Este Hatice genul de fată care înșală sau este genul de fată care m-ar înșela? Nu, ce relație a avut ea niciodată nu a... A terminat relația și după aia normal că și-a continuat viața, că asta este, doar nu stătea să plângă sau să țină doliu. Nu. Când a terminat cu relația, ce a fost după aia, nu... Dar cât a avut relații, eu nu. Și de aia îi părea rău, fiindcă ea a fost prea sinceră și prea pentru persoanele care nu trebuia, înțeles? Da, da, da. Ce reacție avea când se enerva, de obicei? Deci când se enerva, încerca să... câteodată scotea și vorbe urâte. Ok. Dar știa că atunci când e nervos, când e stresat, avea pe bază de stres îi cădea părul. După cum bine știți, mai sunt câteva zile în care o să spunem da amândoi, dar înainte de acest pas aș vrea să ne dați binecuvântarea dumneavoastră și a întregii familii. Eu reprezint familia și vă dau binecuvântarea pentru amândoi și mă bucur că sunteți fericiți împreună și aș vrea să vă văd până la adăși bătrâneți așa. Să țineți unul de altul, să vă iubiți și să fiți alături unul de altul. Doamne ajută, vă mulțumesc, o să ne vedem foarte curând și o să vă mai pun întrebări. Continuă! Vă pup, somn ușor, să aveți grijă dumneavoastră. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri. Aș vrea să încep prin a vă spune că vă respect și că vă admir. Mulțumesc. Asta mi-a plăcut la tine. Și aș vrea să vă întreb dacă mi-o oferiți o binecuvântare și din partea dumneavoastră și din partea viitorului cumnat, că știu că își dorește mult. Dacă mi oferiți mâna ei. Da, mamă, cu dar nici nu există așa ceva. Fata mea, ți-o dau să ai grijă de ea, dau mâna fetii mele, să o iubești, să fii fericit. Și acum, cum e fata mea pentru mine, așa e și tu pentru mine, sunteți copilașii mei, adorați. Și vă iubesc. Și eu vă iubesc. Vă doresc mult. Tot binele din lume. Și mi-e dor de dumneavoastră. Să Dumnezeu să vă ajute, mamă, în tot ce vă doriți. Mulțumim mult de tot. Vă pup, vă iubesc și ne vedem pe 10. Ce emoționat ai fost! Și acum la fel. Te gândești la momentul de luni? Da, și abia aștept. Că o să fie și mama ei, tata, mama, cu frații. O să fie superb. Ai primit și binecuvântarea. Nu era ca și cum aveai vreo n-aveam niciun frică dubiu. În sensul ăsta. A fost așa ca o descărcare. Mai ales când stai și cu ea de vorbă. Nu cred că am mai auzit-o de foarte mult timp. Și m-am bine, bucurat. Și o și știi bine că mama lui Hatice a fost și... Chiar ne înțelegem foarte bine. Stat aici câteva zile. Hatice, da. Ai avut emoții pentru telefonul cu mama lui Mihai? Da. Am avut emoții, dar a fost ok. Erau chestii care le știam, pe care le știam deja. Dar... Nu știu, mi le-a transmis așa, cu sinceritate, cu o blândețe, a fost diferit. Tu o să locuiești foarte aproape de socrii, nu? Da, la 10 minute o să... Asta înseamnă că o să vă vizitați... Dar o să ne vizităm zi de zi. Da. Zilnic? Zilnic. Practic o să mult mai des ca pe mama, de exemplu? Depinde unde va fi mami. Dacă va fi în țară, o să vizitești pe ea. Sigur, dar doar să se mute și mama în București. Vom vedea. Nu e problemă, mergem. 2 ore jumate dus, aia să fie problema. Ok. Practic, din înțelegerea noastră de ieri,
cu, să veniți cu un look schimbat, doar tu te țin de cuvânt. Noi n-am avut timp. Da, sunteți așa de ocupați, păi, da. Am făcut probe de dans. La 7. Și eu la 6. Good. Așa. Am avut probele de dans după care am fost la Splendor și ne-am întors. Îi puneți pe oamenii ăștia la muncă, nu știu ce să mai fac. Nu știu ce să fac afară cu atât timp liber. Serios, da. Da, la tine era mai simplu că nu... Eu m-am spălat pe cap și atât. Da. Și doamna Eleonora e cu bucle. Da. Bine, anemona e a mea. Am rămas noi trei în casă și... Ne-am făcut de cap. Acum nu știu dacă o să fie la fel de mulțumiți telespectatorii, că probabil aveau și ei așteptare. Știți că am promovat de ieri, că o să veniți toți. Eu m-am felii. Vopsit. Dacă se pune, m-am vopsit dacă se pune. Dacă te făceai blândă, da. Da. Se punea. N-am voie. Așa, șoc. Anemona, schimbare de look în marea finală. Să nu te mai cunoască lumea. Da. Practic, mai avem o binecuvântare obținută. Cine a mai rămas? Andrei Simon. Noi am făcut seara. Ok, o să vedem și la voi. Acolo, nu știu, e, cred că și voi aveți un pic, nu? Ce? Nu știu dacă răspunde. Nu știu dacă răspunde. Dar zic că nu mai vreau să fie implicat în nimic. Ce are legătură cu această emisiune? Dar nu emisiunea e problema. Cred că mama s-a exprimat greșit. Problema e tot ce simte ea în legătură cu... Probabil cu tine, cu ce ai făcut, na. O să înțeleagă, probabil. Cu alegerile voastre nu e... Nu, e stilul ei, preferă să... Da. Sunt sigur că altfel discutăm doar noi. Și la tine crezi că o să vorbească mama cu Antoni? Cu siguranță, de ce nu? Da, după petrecerea burlacilor, ai mai primit un semn de acasă? Nu, absolut nimic. Ah, ok. Prin plan mă interesează părerea surorii mele. Adică mi-aș fi dorit mai tare ca apelul care urmează să fie cu sora mea și nu cu mama. De ce? Pentru că eu sunt foarte apropiată de sora mea și... Da, de ce ai spus tu că n-ai vrea să vină mama în finală? N-am spus că nu vreau să vină în finală, știu că urmează proba asta cu rochile și așa și nu... Am eu o stare proastă și când am o stare proastă zic nu la orice. Da, dar mama e mama, Maria. Da, știu. Adică să chiar poate dacă venea sora mea, schimbam starea. Chiar e un moment între mamă și fiică. Da. Dar tu ești supărată pe mama? Nu sunt supărată pe mama, doar că eu sunt mult mai apropiată de sora mea. Da, mă rog, eu nu intru acum în discuții legate de copilăria ta, de ce a însemnat mama, de ce a însemnat sora ta. Na, voi știți, da. Trebuie să fi fost ceva acolo. Da, mă rog, sunt problemele tale. Okay.